Salut și bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi o să profit de timpul ăsta frumos. Vreau să tund pentru ultima dată iarba de aici din livadă. Nu este o suprafață foarte mare, ați mai văzut-o prin celelalte clipuri ale mele. Are undeva la 270 de metri pătrați. Nici iarba nu este foarte mare, dar așa cum recomandă și specialiștii, gazonul trebuie tuns cât mai scurt, pregătit pentru primăvara viitoare și pentru iarnă. Așa că o să mă folosesc din nou de utilajele mele pentru întreținerea gazonului. Mașina de tuns iarba de la Hect. Marginile de obicei le tund cu acest trimmer de la Makita cu acumulator de 18V. Astăzi însă nu cred că o să fie nevoie pentru că marginile sunt micuțe. Așa că o să folosesc în schimb foarfeca asta de la Gardena, cu care îmi place să lucrez mai mult pentru că e mai lejeră, mai comodă și o curăț mult mai repede, ca să fiu sincer cu voi. Nu o să mai filmez tunderea, nu vreau să vă plictisesc, cred că ați văzut destule clipuri cu modul meu de a tunde iarba, cum procedez, care mi este stilul și așa mai departe. Deci n-aș vrea să mai încarc și clipul ăsta cu chestia asta. O să vedeți la final cum arată grădina. Este plină de frunze. Acum în octombrie au început să cadă mai abundent și frunzele astea de pe la pomi. Sper să le pot aduna cu mașina în trecere și după aceea o să iau și grebla să mai adunce ce nu le-a putut aduna mașina de tuns iarba. Cel mai greu mi este în partea aia de acolo, de lângă gard, între șpalierul de viță și gard. E locul un pic cam strâmt și intru un pic mai greu acolo, dar după ce trec de zona aia, pe urmă, mi este mult mai ușor. Sper că anul ăsta o să fie ultima dată când mai folosesc mașina asta cu fir de la Hect. Poate la primăvară încerc să văd cum o să stau și eu cu banii. Aș vrea să cumpăr una din aia cu acumulator de la Makita. Sunt doi acumulatori de 18V, împreună 36V. Pentru suprafața mea aici cred că ar fi ideală. Am văzut că poate duce până la 400 și ceva de metri pătrați o încărcare completă de doi acumulatori de 18V. Și pentru suprafața asta mea aici cred că o să fie ideală. Mă chinui foarte mult cu cablu, că de câte ori trec pe lângă acești copaci, cei care mai aveți mașini electrice cu fir știți că se mai blochează cablul, se mai oprește în câte un cioț sau ceva și trebuie tot timpul să-l tragi după tine, să stai cu atenția la el, să nu-l tai în timp ce treci cu mașina. De asta vreau, începând de la anul, poate o să reușesc să fac rost de o mașină din asta cu acumulator de 18V. Însă eu în clipul ăsta mai mult și mai mult vreau să vă arăt cum întrețin sculele pentru îngrijirea gazonului, cum curăț mașina și cum o pregătesc pentru sezonul următor. Și o să mai vorbim despre asta atunci când o să termin de tuns toată suprafața asta. Vreau să mă apuc acum, e vreo 2 ceasuri, poate pe la 4 sunt gata, acum mă mișc un pic mai încet, așa, fără niciun stres. Și o să vă arăt cum curăț mașina, cum o pregătesc pentru sezonul următor și cam asta o să fie în clipul ăsta. Sper că sunteți interesați de subiect și o să rămâneți aproape de mine să vedeți cum o să termin, practic, cum o să închei lucrările la livada asta pentru sezonul 2019. Am terminat de tuns iarba, cam așa arată livada după operațiunea de tundere. Dacă observați, am tuns-o mult mai scurt față de obicei. Am tuns-o undeva la vreo 3,5 cm. De obicei vara o tund pe la 6,5 cm pentru că este foarte cald și îi afectează dacă este foarte jos tunsă, să spun așa. Se mai usucă din cauza arșiței, așa un pic mai înaltă o să-i mențină mult mai bine umiditatea și gazonul vostru o să reziste mult mai bine pe perioada de vară. Așadar, în fiecare toamnă o tund în acest fel, cât mai scurt, 3,5 cm am reglat la mașină.
Este recomandat și de către grădinarii specialiști. În primăvară o să aveți mult mai puțin de muncă, foarte puține paie uscate care mor pe durata iernii. O să puteți scarifica mult mai repede și gazonul vostru o să pornească mult mai bine și mult mai sănătos pentru viitorul sezon. Am curățat tot ce era de curățat pe margini, în special pe unde mai sunt garduri cu vecinii, mai cresc mărăcini și alte plante care se agață de gard. O treabă migăloasă, dar la final o să iasă foarte bine. Și pe urmă vor fi aruncate în grămada cu resturi. Dacă vă apucați să faceți operațiunea asta toamna târziu, așa cum am făcut-o eu, o să vedeți că este un pic mai greu de făcut decât în restul anului, și asta pentru că odată veți tunde iarba mult mai scurtă decât de obicei. Mașina voastră nu o să apuce la fel de ușor șirele de iarbă, și în zonele unde sunt mai umbroase, cum am eu aici, se menține mult mai mult umiditatea. Noaptea ați văzut că este foarte multă umiditate, pe parcursul zilei următoare nu prea apucă să se usuce, așa că o să vă chinuiți un pic cam mult cu iarba umedă. Însă cum procedez eu? O tai prima dată la treapta cea mai de sus, sau dacă este un pic mai mică iarba, o dau un pic mai jos. Iau grosul, să spun așa, ce este mai înalt. După care, ultima dată, vin cu setarea la mașină la înălțimea pe care vreau să o dau și tund mult mai ușor. De asemenea, ca să-mi fie mult mai ușor și mașina să adune mult mai bine, când trec cu mașina, nu apuc rândul complet, iau doar pe jumătate. La coș, la gura de evacuare, în coșul de iarbă, ați văzut că acolo iarba asta umedă se mai blochează. Când și când mai bag mâna, o împing înapoi în sac, și de altfel sacul de iarbă îl golesc mult mai repede ca de obicei, ca să evit să se înfunde acolo, să se formeze acel dop de iarbă udă, și în felul ăsta e mult mai ușor de tuns, nici motorul nu se chinuie foarte tare și nici eu nu mă enervez prea mult. Cam astea sunt sfaturile pe care vreau să vi le dau la tunsul ierbii, mai ales așa de scurtă, la sfârșit de toamnă. Eu pot să spun că am avut noroc în această vară, în regiunea asta. A plouat destul de mult, iarba nu prea s-a îngălbenit, s-a menținut destul de bine, a fost umiditatea care a ajutat-o să se mențină verde și se prezintă ok acum la sfârșit de toamnă. Eu sunt mulțumit de felul cum arată și chiar dă și foarte bine tuns așa scurt. Arată foarte bine. Așadar, cum procedez eu la curățarea mașinii pentru toamnă, da? Și pregătirea ei pentru următorul sezon? Foarte simplu, folosesc o perie, o pensulă de genul ăsta, un pic mai lată, să dau mizeria grosieră de pe mașină jos. Cu un cuțitel, sau puteți să folosiți un șpaclu din ăla cel mai mic, vor trebui îndepărtate toate aceste rosturi de iarbă care se formează și care se lipesc așa pe carcasa mașinii. Trebuie curățată foarte bine. Astea, dacă le lăsați aici, o să le găsiți albe de mucegai în maxim 2 săptămâni. Miroase și foarte urât, o să fie și mai greu de curățat. În special aici, în zona asta la motor, vedeți că el aici are niște grile de ventilație. Astea trebuie să fie foarte bine curățate. Da, motorul trebuie să se aerisească foarte bine. Deci, în principiu, dată, uite, și de pe roți, trebuie curățate foarte bine de iarba asta uscată care se lipesc de ridurile astea de pe roată.
Eu o să dau și cuțitul ăsta de iarbă, de tuns iarba jos. O să-l curăț, o să-l mai ascut. Ați văzut cum ascut eu cuțitul de iarbă. O să vă apară în dreapta sus un link. Puteți să intrați acolo să vedeți în ce manieră ascut eu cuțitul de la mașină. Foarte bine curățată toată zona asta. Pe urmă o să folosesc compresorul să suflu foarte bine toată iarba care e băgată pe acolo prin colțurile mașinii. Ăsta, sacul de iarbă, o să-l dau jos și pe ăsta o să-l spăl foarte bine cu furtunul, cu presiune. Iar la final, ca să-i dau așa o față cât mai curată, o să folosesc niște șervețele umede. Cu astea îmi curăț toate sculele. Sunt foarte bune și o să vedeți la final cum o să arate mașina. Așadar, eu mă apuc de treabă și ne reauzim imediat. Așa arată mașinuța după ce am făcut menajul, să-i spun așa. Curată, arată destul de bine. Nu trebuie să vă bateți acum foarte mult capul cu chestia asta. Important e să fie curată și, așa cum vă spuneam, în zona asta aici unde lucrează cuțitul, să fie curățată, să fie pregătită pentru următoarea operațiune. Sunteți și voi conștienți că așa cum era când era nou, nu o să mai scoateți niciodată, dar eu zic că un utilaj întreținut și curat o să vă dea și o mai mare poftă de treabă și cu puțin noroc o să vă țină și mai mulți ani. Cam atât și pentru acest clip. Sper că ați rămas alături de mine și că ce v-am prezentat și v-am spus v-au fost utile. Dați un ochi și în descriere, o să găsiți acolo link-uri către paginile de socializare ale canalului meu pe Facebook și pe Instagram. De asemenea, dacă sunteți pasionați de scule și unelte, puteți să intrați să faceți parte din grupul nostru pe Facebook, care se cheamă Grupul Pasionaților de Unelte. Până la următorul clip, eu vă doresc să aveți mult chef de treabă.